Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Timiș, sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au efectuat 21 de percheziții domiciliare în București, Arad, Timișoara și comunele Săcălaz, Giroc și Moșnița Nouă, în cadrul unui dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Din cercetările în cauză a rezultat că începând cu anul 2021 și până în prezent, prin intermediul unor societăți comerciale, ar fi fost efectuate achiziții intercomunitare de autoturisme rulate din țări ale Uniunii Europene, cu preponderență din Franța, care ar fi fost comercializate ulterior pe teritoriul României, fără înregistrarea tranzacțiilor în evidența contabilă a societăților, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor aferente către bugetul de stat. Investigațiile vizează două persoane fizice și patru persoane juridice. În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate bunuri mobile și imobile de peste 84.000 de lei, aproape 141.000 de euro. 21 de autoturisme, 33 de telefoane mobile, 9 laptopuri, un desktop, 2 tablete, un server, 1,9 kg tutun mărunțit, 2 arme dintre care una letală și una neletală, 60 de cartușe de vânătoare, 38 de cartușe neletale și 6 cartușe letale, documente contabile și referitoare la achiziționarea, transportului și înstrăinarea mai multor autoturisme plăcuțe cu număr de înmatriculare franceze. Ulterior au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliție Județean în vederea audierii șapte persoane, transmit reprezentanții IPJ Timiș.